Salutare, astăzi facem aripile la tractor la un 50-90, chiar acest tractor în care mă aflu. Am spart aripile la tractor din cauza acestui meau, dacă puteți să vedeți în oglindă, aici în oglindă. S-a lăsat tiranții foarte jos și s-a lăsat pe aripi și mi le-a rupt. Haideți să vedeți cum au ieșit. Dacă ți-a plăcut, lasă un like, un subscribe și de ce nu și un share. Până data viitoare, să auzim de bine! Astea sunt aripile pe spate, la tractor, la 50-90, sparte. Acum îi fac șanțuri la spărturi ca să aibă carne. Este cu flexul, cu peria de șmilgher, adică cu șmilgher, pânză cu șmilgher și fac șanțuri. Am făcut șanțurile în aripa de fibră. Se vede, da? Aici gaura aia, sper să se acopere. Aici am așezat-o un pic. Da? E direct... Gucci! Hai să îi aplicăm kitul de fibră, kitul de fibră de sticlă. Acum îi dau kitul. Mare atenție să luați nu numai șan, adică nu să dați cu șmilgherul și peste lac puțin ca să intre fibra mult mai bine. Unde este lac, să știți că nu prinde fibra. De fapt nu prinde nici vopsea, nici fibră, nimic, se știe de la sine, da? Am zis ca să știți, dacă vreți, și mari impurități, în afară de fisură și ruptură, mai au și alte impurități. Trebuie să cojiți bine lacul, pentru că nu o să prindă nici kitul de fibră, nici kitul fin, nici vopsea și nimic altceva. Acum dau cu mâna cu șmilgherul pentru retușat, suflăm un pic. După care o să urmeze kitul fin, adică ăsta. Am kituit. Acum urmează să dau cu șmilgher fin și urmează să fac și aripa. Vedem, cred că o închei acolo la cabină. Toată porțiunea e așa. Vedem cum. Și urmează să șmilghez, adică să dau la cu jos, să mai șmilghez cu șmilgher fin. Aici am șmilguit un pic și fibra, mai e colțulețul ăla și urmează kitul fin acum, aici pe partea asta la altă. După aia vopseaua. Heia, inedit video! Acum, după ce am șmilguit, am băgat un pic de diluant aici, după ce am șters și am suflat tot praful și impuritățile, am băgat un pic de diluant. Și o să dau un pic de diluant ca să degresez. Și acum aplicăm vopseaua. Uite, așa a fost. Așa a ieșit. Ce ziceți? E bine? Până data viitoare, să auzim de bine.